Da, compania noastră are o perspectivă extraordinară, pentru că între timp echipa noastră s-a maturizat. Sunt aici la Barcelona cu specialiști din cercetare, din dezvoltarea portofoliului, de regulator afaceri, din import, export, marketing internațional. Sigur, suntem astăzi o echipă matură și de aici cred eu că începe deja consolidarea viitorului. Ca tur principale, eu cred că compania noastră s-a maturizat și din punct de vedere tehnologic. Am investit 10 de milioane de euro numai în ultimii ani și în acest fel am ajuns să fim o forță în industria în care operăm noi, recunoscuți în piața internațională. Sigur că aia tu ești important în domeniu, altminteri nu vine nimeni la tine, nu te caută nimeni. Ca tu, eu cred că echipa, oamenii, inteligența, dezvoltarea impresionantă pe care am realizat-o în ultimii ani, site-urile noastre de producție, autorizările GMP, în Food and Drug Administration, de asemenea, eu cred că chiar portofoliul în sine este o mare oportunitate. Este diversificat și este din medicamentația prezentului. Sunt multe intenții de investiții în perioada prezentă și viitoare. Suntem în tratamente finale cu Banca Europeană de Investiții, cu alte bănci. Finanțăm proiecte mari de investiții împreună cu Ministerul de Finanțe, chiar cu statul român, cu principalul nostru acționar, care este Ministerul Sănătății. Deci, numeroase oportunități și de aici, sigur că o serie întreagă de întâlniri pe care le vom avea aici pentru a consolida aceste oportunități. Sigur, sunt aici pentru aiena oară la Târgul Internațional de Substanțe și Produse Farmaceutice. În ultimii 20 de ani am consolidat parteneriate cu mari companii de peste tot din lume, cu parteneri importanti. Suntem aici pentru a transmite că suntem gata să construim un viitor împreună. Creating the future together este mesajul pe care îl transmit tuturor partenerilor noștri, colegilor noștri de peste tot, pentru că într-o lume divizată, într-o lume în care parcă nu ne mai regăsim, noi suntem capabili să construim un viitor împreună.